Bună dimineața! Prețiește viața! Am admirat întotdeauna femeile elegante, care emană feminitate, și bărbații îngrijiți, deopotrivă. Din punctul meu de vedere, indiferent de condiția socială pe care o avem, aspectul nostru exterior poate fi unul plăcut, proaspăt, curat și fără a investi un buget însemnat în această privință. Firește că se vede pe chipul nostru atunci când și în interior reușim să fim la fel de frumoase cum ne propunem să arătăm când suntem privite din afară. Sunt sigură că ni s-a întâmplat tuturor să avem motive de fericire și fără să schimbăm nimic față de ziua anterioară, să fim deodată mult mai luminoase. Am observat în jurul meu multe fete care păreau mult mai înaintate în vârstă decât erau în realitate și, deopotrivă, doamne care nu și-arătau câtuși de puțin vârsta, datorită atitudinii, coafiurii, modului tineresc sau pur și simplu avantajos pentru ele de a se îmbrăca și de a-și pune în evidență trăsăturile. Ceea ce mi-aș dori să înțelegem toate este că nu doar ocaziile speciale trebuie să ne determine să arătăm bine pentru noi înșine și pentru cei de care ne pasă, ci dimpotrivă, indiferent de cât timp avem la dispoziție pe zi pentru a ne îngriji sau câți bani avem pentru asta, există soluții și e important să vrem să le vedem, să ne pese, pentru a face în așa fel încât în fiecare zi să ne simțim speciale, chiar dacă vorbim despre o zi obișnuită de muncă. Să te respecti nu doar de sărbători, ci zi de zi trebuie să devină obișnuință pentru tine. Dacă vrei ca tinerețea, admirația și dragostea pe care ți-o acordă cei din jur, inclusiv bărbatul tău, să fie bine meritate și de durată. Alegi îmbrăcămintea potrivită în funcție de locul în care mergi, nu-i așa? Coafiura, machiajul trebuie făcute după aceleași criterii, potrivite contextului în care te afli. Și atitudinea cu care porți această haină contează foarte mult. Poți purta un coc lejer, deloc pretențios, făcut chiar de tine, și să emani mai multă eleganță și senzualitate decât dacă ai avea o coafiură elaborată. Atitudinea ta e determinantă. Înainte de nașterea Violetei, mi-am modificat linia tunsorii pentru că mi-am dorit confort. Se știe că după perioada de naștere, părul cade mai mult decât este normal, iar coafiura trebuie să fie una comodă, practică, ușor de aranjat, pentru că atunci, în mod special, timpul petrecut în fața oglinzii se diminuează cu mult, pentru că prioritatea este copilul. Machiajul, de asemenea, a devenit mult mai natural. Există o mulțime de femei frumoase, cu trăsături parcă desenate de mâna unui pictor, dar nu transmit nimic. Frumusețea nu e ceva cu care ai de ajuns să te naști. Trebuie să știi să o transmiți celor din jur, să o dăruiești mai departe. Contează mult acea strălucire a privirii, fermitatea cu care pui tocul în pământ, atitudinea zveltă și naturalețea cu care îți porți veșmintele. În ceea ce privește secretele frumuseții, e bine, eu nu cred că există secrete. Cred că există greșeli din care învățăm. Și eu le-am făcut la rândul meu. Recunosc. Ei, și ce? Dacă tot am făcut un studiu de caz pornind de la experiența mea, e bine de știut că atunci când nu există ședințe foto sau evenimente speciale, port părul așa cum cade, natural, folosesc creme de întreținere pentru față simple dimineața și seara, fac exact aceleași lucruri normale pe care cred că le fac multe femei la ele acasă. Fiecare dintre noi poate acorda 10 minute pe zi pentru a-și aranja onorabil singură părul. Înainte de a reuși să facem asta, trebuie să știm că e necesar să avem un păr sănătos, cu firul dând senzația de suplețe, de fluiditate. Nu putem folosi aceleași produse de întreținere sau styling pentru toate tipurile de păr. Atunci când, să spunem, specialistul îți recomandă produsele pe care să le folosești și acasă, știi sigur că sunt cele potrivite tipului tău de păr. Dar dacă nu se întâmplă asta, e bine să știi câteva reguli de bază, despre care vă promit că vă vom vorbi într-o întâlnire viitoare, tot aici, la care vă aștept cu drag. Prețuiește viața și lasă-te prețuită de ea. Pe curând!